Salutare prieteni, eu sunt Denis și bine v-am găsit la un nou episod din Minecraft cu Denis. Din păcate va trebui să șterg această lume pe care în loc să scriu World, am scris World, Sword of ecranul ăsta, Delete. Fiindcă orice fac, deci absolut orice fac, mi se șterge progresul și nu suport lucrul ăsta. Mamă, ce greu se încarcă. Da, și va trebui să o luăm iar de la capăt. Bine, nu aveam noi cine știe ce, dar totuși va trebui să o luăm de la capăt. Aș vrea foarte mult să găsesc un site de villager sau ceva, ca să nu mai trebuiască să-mi construiesc eu casă. Bă, ce durează atât? Bun, pun pauză și revin când mi se încarcă lumea, fiindcă cred că mi s-a blocat sau ceva în gen. Of, ecran tâmpit. Bun, și ni s-a încărcat lumea și ne-a dat în binomul de junglă. Sau cum să fie numit el. Bun, și începem să spargem acest pom. Ia să ținem mai aproape telefonul, se aude mai bine. Dar oricum sunt un pic răcit și n-o să pot să vorbesc foarte tare. Încă nu mi-a trecut durerea de gât. Simt că din toate dulciurile care există în lumea asta, nu mi-am găsit să mănânc decât înghețată. Mă, nu mi-a plăcut pomii ăștia de junglă și dacă tot suntem în junglă, eu zic să-mi fac un treehouse. Nu știu. Oh, brown sheep. Kill. Cine aș vrea să găsesc eu niște pepene? Ar fi foarte bun. Ia să căutăm. Nu cred că o să plec eu din această pădure. Fiindcă mie îmi place foarte mult jungla. O ador. E lemnul meu preferat și... Mă rog, de acum e lemnul meu preferat. Până acum era ăla de oac. Era oacudul, dar acum îl prefer pe ăsta. Aș vrea să îmi bag un mod, dar nu știu dacă se poate pune Tropicraft. Cred că ți-au auzit toți de el. Cerebral Gamer, Ira Fire s-a jucat Tropicraft și aș fi vrut să mă joc și eu. Mi-a plăcut foarte, foarte mult acea lume nouă din Minecraft, pentru că asta cam este. Tropicraft-ul mai bagă o lume nouă în Minecraft, o lume tropicală. De asta se numește Tropicraft. Da. Vin aici, puiule. Deci, în loc să mă plimb ca un retardat prin junglă, mai bine... Mi-aș găsi un locșor unde să mă stabilesc în prima noapte. So, wow, ce frumos e aici. Se vede tot așa, tot jungla. În fine. Întoarcem ecranul. Și facem niște jungle. Wood plants. Crafting table și bâte. Ca așa vreau să le zic. Și mi-ajung 8 și facem un topor. Nu, of.
Și trebuie să facă jocul ăsta mereu ce vrea el. Topor am zis. Nu, of. Era să o fac iar. Bun, parcă am sărit eu o oiță pe aici, o oiță drăguță, pe care o voi duce în niște pășuni mai... nu-i nimic, din păcate. Și vine seara și eu n-am făcut mai nimic, doar m-am plimbat ca un retardat prin junglă. Ce să fac, ce să nu fac, știu eu ce fac. Fac niște torțe. Oh, și-mi trebuie furnet și eu n-am cabă. Păi, o să selectăm asta și ne punem pe treabă, băiete. Și aici o să ne facem un mini bunker. În care o să stăm până... Până vine dimineața. Să punem noi acel crafting table jos. Ce car... Am selectat crafting table-ul. Mi-am găsit și eu cu ce să fac ghinion. Nu, de ce bateria era activă, am economisit bateria atunci. Și s-a dus luminozitatea mea. Mă, PC am. Să-l punem... Mă, acolo, că așa vreau eu. Pune sus o bucată de lemn. Reîntoarcem ecranul. Sper să nu vă deranjez prea mult acest lucru. Deși este așa, dați de acolo de clip cu acest motiv. Îmi place că cu toate că am vreo 14-15 abonați, nici nu știu, care vrea să se înmulțească pe zi ce trece. Am 32 de vizionări, dacă nu mă înșel, la ultimul videoclip cu Minecraft. Și eu zic că e destul de bine, pentru mine e o realizare foarte mică, dar una bună. Stai, nu a sunat bine. Este o realizare, într-adevăr, pentru că fac gaming pe Android și nu multă lume e pasionată de gaming-ul pe Android. Toată lumea preferă PC sau Xbox sau PlayStation. Dar eu am preferat Android-ul. Am și PC, am și Minecraft pe PC. Dar nu, în primul rând, nu am internet fiindcă mi-a scăpat routerul în perete. Încă nu mergea. Și în afară de Bandicam, care nu e un screen recorder excepțional, eu nu știu altul. Am căutat și unele nu merg, unele filmează, dar nu mi se aude la ele, adică microfon. Mai multe lucruri. Așa că prefer să mă rezum la Android. Chiar de-aș avea și 20 de abonați, eu o să postez în continuare. Am înțeles că a ieșit o variantă nouă de Minecraft de pe Aptoide în care pot să spawnez gardieni. Mă voi interesa și voi încerca să iau cel Minecraft. Fiindcă poate găsim și noi vreun templu subacvatic ceva. Niciodată să nu spui niciodată.
prietenul meu a găsit. Prima oră când mi-a zis, am început să râd și am zis că mă minte în fața. Fiindcă eu, cu o zi în urmă, chiar mă uitasem pe aplicație de un joc și mi-a apărut acolo Minecraft. Am văzut acolo 0.15, am ignorat că scrie și 0.15.9. Mai scrie și un 9 după acel 15. Și da. Bă, eu am măcar dificultate. Opțiuni. Nu. Dar acum am. Bă, mi-e rame de ce nu-mi scade mie mâncarea. Hai să punem noi aici două mutoane la prăjit. La prăjit și le vom prăji cu aceste blăni. Ce denumire tare am eu pentru Minecraft. Blăni, bâte. E, păi cred că o zi, două, până ne punem puțin pe picioare cu niște lemn și niște cabl, vom sta aici. Bun, și cam atât cu acest episod. Eu am fost Denis și până data viitoare, toate cele bune. V-am pupat.